Haideți să vedem o a doua aplicație în care ni se spune că funcția f(x) este la fel ca prima, definită pe cu valori în f, în care f(x) de x este sinus de x plus cosinus de x pentru orice x număr real. Prima cerință să se determine primitivele acestei funcții. Pentru aceasta se observă că dacă f mic este sinus de x plus cosinus de x, iar o primitivă notată cu f mare este o primitivă a funcției f mic, atunci